Hei, salut la toată lumea! Astăzi o să vă arătăm coșmarul oricărui posesor de BMW cu motor N47 și anume este o pompă de înaltă, cu defect. Această pompă a făcut șpan, după cum se poate observa. Am fundat tot sistemul de alimentare, bineînțeles că nu putea să facă altceva și a trebuit să o schimbăm. Dacă tot am schimbat pompa, am zis haideți să vă arătăm și vouă de unde vin problemele pe această pompă și ce ar trebui să știți sau să verificați și cum funcționează această pompă, da? Bun. Deci avem în felul următor. Avem, aici este pistonașul de compresie al motorinei, care va ieși tot timpul pe partea de sus, da? Aceasta este partea de sus pe care o vedeți și voi, este la vedere când vă uitați la pompă. Pe aici este, practic, este motorina cu presiune. Acest arc nu are altceva de făcut decât să împingă acest pistonaș, care acest pistonaș va culisa pe camă, da? Cama asta, o vedeți, este exact ca un asul camei și el când se învârte, împinge acest pistonaș în sus și în jos, bineînțeles, el îl împinge în sus, iar arcul îl presează înapoi și facilitează compresia motorinei pentru a ajuta sistemul de alimentare. Mai departe, de unde vin problemele cu adevărat, ei bine, vine direct din acest cam follower, așa se numește, acest cam follower, el culisează în mod normal pe camă, de jur împrejur, dar culisează cu ajutorul acestui cilindru, da? Acest cilindru este teoretic mobil, el se învârte, doar că cu timpul se gripează, adică așa trebuie să fie, da? Este așa, culisează frumos, pa-pa-pa-pa-pa, doar că cu timpul se întâmplă un fenomen foarte ciudat și n-am înțeles de ce. În mod normal, aici ar trebui să existe niște canale în care acest pistonaș să culiseze, dar nu există la prima generație, nu știu dacă aici la a doua, o să verific. Dar din păcate acest lucru se întâmplă când se întoarce această camă pe acest pistonaș, pardon, se întoarce pe această camă. Și atunci începe să mănânce din el. Iar tot ce vedeți aici este șpanul pe care l-am găsit noi în pompă. În cel mod normal trebuie să fie cilindric, rotund și acum uitați. Este efectiv polizat. Tot șpanul ăsta din el ajunge în sistemul de înaltă presiune și blochează injectoarele. Există o posibilitate de a verifica, pe lângă a scoate, pe partea asta intră, din câte mi-aduc aminte, regulator de presiune, mai există acest șurub de verificare sau supapă de verificare pe care o puteți să scoateți de pe lateralul pompei și să vă uitați să vedeți dacă are șpan. Vedeți și el filtrează la rândul lui, are o sită în cap și prin el va trece motorina și va ieși pe partea asta altă și va filtra cât de cât ce iese înapoi în sistemul de retur. Da, aici aveți tur, retur sau invers, dar ideea este că acest lucru, fie acest șurubel prin sita din cap, filtrează motorina care iese din pompă către retur. Puteți să verificați pe aici direct, să-l desfaceți și vedeți exact cum arată. Nu există prevenție la această pompă, din păcate. Dacă aveți 250.000 și vă merge bine, schimbați pompa cu una nouă ca să nu ajungeți să aveți problemele pe care le-a avut mașina care a venit la noi și anume să blocheze tot sistemul de alimentare. Dacă aveți întrebări, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Dacă vă place ceea ce facem, like, share, subscribe,